Vorbim de monumente și vorbim de monumentele de la noi. Ei, și nu așa pur și simplu, da, alea din subteran, pentru că în calitate de invitată l-avem pe domnul Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova. Bună dimineața. Și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Suntem acum la suprafață, dar discutăm despre ce se află sub. Așa, avem multe. Da, cu adevărat, am fost și eu interesat de acest subiect când îi ascultam la început de activitate în cadrul sistemului, așa să spunem. Fiind în anul 2010, îi ascultam pe cetadinii de vârsta a treia din Chișinău, în care îmi povesteau despre catacombele Chișinăului, da? Că am coborât pe la piața centrală și ieșim la catedrală, sau intrăm la colina Pușkin și ieșim la Constantin și Elena. Și atunci eu mi-am fixat aici, în sinele meu, acest generic, da, catacombele Chișinăului, mit sau realitate. Și am început să le cercetez de la un perimetru la altul, în zona orașului vechi, da, și pornind la colina Mazărache, din vatra orașului, și până în partea de sus. Cu adevărat, după 10 ani de cercetare, concluziile sunt că Chișinăul subteran există. Dar nu în legenda urbană care o ascultam la început de cercetare. Deci când vorbesc de Chișinăul subteran, atunci vorbesc de aglomerația de pivnițe. Așa. Care le-am moștenit. Și care, să vă spun sincer, nimeni nu se interesează de acest patrimoniu subteran. Păcat. Această stratigrafie istorico-arhitecturală, ea trebuie să fie cu adevărat cercetată la modul serios de instituțiile de profil, da, de cercetare mă refer, respectiv să fie valorificate. Deci inspirația vine și la ceea ce am văzut în Georgia, în Varșovia, în Belgia, da, unde aceste straturi culturale subterane sunt valorificate și respectiv se creează fluxul sau infrastructura turistică acolo, da, puncte de alimentație, galerii de artă. Deci nu departe de plază la Burs, la Bruxelles, veți vedea orașul de la 1238, care a fost bine expus, muzeificat, iată, în plin centru istoric. Și cu o intrare foarte frumos amenajată, da. În Georgia, în Tbilisi, da, mi-aduc aminte, în 2013 am luat masa un prânz, da, într-o pivniță subterană. Același lucru în Varșovia, pivnițele vechi, într-un proiect finanțat de norvegieni, au fost conservate, restaurate și iată acum este partea a infrastructurii turistice. Unde turistul poate să coboare în Varșovia subterană. Deci, revenind acasă, la Chișinău, mi-am fixat acest scop, totuși această enigmă să o descoper pentru mine și respectiv să-i îndemn și pe alții ca tot ce înseamnă arheologie urbană, de fapt, care la noi, practic, în Republica Moldova, nu este exersată această noțiune, deci de arheologie urbană. Multe pivnițe sunt rase, sunt distruse sau sunt dominate de gunoi, știi, da? Loc de depozitare a deșeurilor, da? Pentru că 80% din cele 120 de pivnițe care am avut ocazia să cobor în ele, domină, deci, abandonul și indiferența față de ele. Doar o mică parte sunt folosite ca depozite, da? Pentru păstrarea produselor alimentare și doar cazuri numărate pe deget la o mână pot fi calificate ca proiect exemplu, da? Cum au fost valorificate foarte exemplar, așa să spunem. Ei, da, ca o vinotecă, ca o sală de degustare, ca un punct de alimentație, așa să spunem. Da? Dar valorificarea, pentru că e un spațiu și e un spațiu impresionant până la urmă. Cu adevărat, Chișinăul are această aglomerație de pivnițe, mai mari și mai mici, cele mai mari. Dacă fac un top 3 acestor pivnițe, cele mai mari sunt în perimetrul străzilor Dosoftei, în partea de jos a orașului, Dosoftei, Petru Movilu, da, cu intrarea din curte. Acolo avem o suprafață de un spațiu de pivnițe pe distanță de 110 metri, aproximativ, în paralel și cu o ramificare în galerii. Respectiv, cel de-al doilea loc în top este Alexandru cel Bun 19, da? Între strada Columna și Alexandru cel Bun, bulgară armenească, avem două pivnițe mari, absolut, care la moment sunt în abandon și care pot fi valorificate. Și, evident, cele de la Petru Rariș 35, care chiar sunt impresionante și am calificat ca un proiect exemplu cum a fost valorificată într-o birărie, da? Și este o pivniță cu o galerie subterană. Și vreau ca în perspectivă acest patrimoniu subteran să fie cu adevărat dezvoltat într-un brand galeriile Chișinăului subteran. Ca apoi, respectiv, să cercetăm tot ce înseamnă Cahulul subteran, Leuva subterană, Hâncești subteran. Deci acolo unde avem semnale.
Deci nimeni nu se interesează totuși ce înseamnă acele galerii subterane sub actualul teatru Bogdan Petrucei Hașdeu, sau acolo unde a început construcția noului teatru, alte trei galerii, sau galerie de sub un restaurant, da, Marco Polo, dar nu este o publicitate, este o localizare a unei pivnițe impresionante și care, iarăși, mediul academic nu are un răspuns. Cine le-a construit? În ce perioadă, da? Care au fost funcționalitatea lor? Aceste enigme vă așteaptă pe dumneavoastră. La Hâncești, în 2011, în plin centrul orașului, da, pe arteria principală, chiar în fața Consiliului Raional, da, acolo este și Direcția Cultură, s-a prăbușit învelișul pietonal și s-a dat de o pivniță. Iarăși, a rămas o enigmă, pentru că s-a conservat cu nisip și în anii cei buni poate va fi cercetat. La Leova, unde m-am născut eu, mi-aduc aminte, în 1996, după o ploaie puternică, s-a prăbușit în câteva locuri pământul, stratul terenul, stratul de pământ, da? Și s-a dat de aceste pivnițe subterane în lunga Prutului, da? Cu direcția lungii Prutului. Deci spuneam că nu știu cu ce mă voi ocupa în viața mea, dar voi reveni într-o bună zi și sper eu să am răspunsul la aceste construcții subterane. În Chișinău, în mare parte, știți, Chișinău a suferit foarte mult și în urmă războiului, doi mondial, s-a demolat foarte mult și în perioada de după independență. Din acest patrimoniu care îl avem pe partea supraterană, noi trebuie să luăm la modul serios tot ce înseamnă patrimoniu subteran. Arheologie urbană, care trebuie să dezvoltăm această Chișinău activitate. Chișinău nu riscă o surpare a terenului? Bine, când vorbim de surpări, este o altă temă, vorbim de acele cariere Mina Chișinău, da? Unde există acel risc, da, de sectorul surpare. Rușcan, dar asta e legendar. Un alt subiect. Ca surpare, vă dau exemplu la Maria Cibotari 57, când într-o zi de duminică o casă s-a prăbușit, dormitorul s-a prăbușit într-o pivniță subterană și proprietarii chiar nu știau că sub casa lor există o pivniță subterană. De aș mai avea o întrebare aici, pentru că, la fel, conform legendelor urbane, că nu am fost să văd pe Bulea cu ochii mei, se discută că ar fi tuneluri tot orașul, absolut tot orașul. E adevărat lucrul ăsta sau... Bine, iată, de la aceste legende, de la aceste povești urbane am și început că există tuneluri, catacombe, da, cu conexiuni între ele. Nu, așa ceva eu n-am descoperit, dar ceea ce pot să vă spun cu fermitate că există bunkere, da, bine, multe din ele au fost transformate în bunkere în perioada sovietică. Și iată, de exemplu, bunkerul de la Alexandru cel Bun 29 are conexiune cu pivnița de la Alexandru cel Bun 44, da? Deci pe sub strada Alexandru cel Bun există o galerie subterană, da? Așa să spunem, un acces. Dar în mare parte, așa cum se povestește, că coborând cu o mașină mare și perimetru pieții centrale și în rămâne atingă un mit. Este o pentru ce centură dacă mergem pe sub? Oricum, haide, pentru a dezvolta turismul, câteodată și legendele prind bine. Dar da, funcționează de fiecare dată. Domnule Ștefăniță, noi vă mulțumim tare frumos. De fiecare dată e o plăcere imensă să discutăm cu dumneavoastră. Abia ne-am încălzit, de fapt. Abia ne-am eu, încălzit. Cel personal, abia m-am încălzit. Subiectul eu vă invit să-l descoperim în continuare împreună și să-i motivăm și pe toți citadinii ca aceste pivnițe cu adevărat să fie valorificate. Da? Ele pot servi la dezvoltarea durabilă a urbii, a turismului. Dar turismul, știți, atunci când există și un marketing, ceea ce discutați aici în afara camerei, deci poate să dezvolte un sat, un oraș, o țară. Total de acord. Așa eu este. Chiar, nu știu, îmi pun semnătura dacă e undeva o echipă care merge prin toate aceste pivnițe să se descopere când au apărut, cum au apărut și când au apărut. Da, eu aș merge, pentru și că eu. Pe mine, la fel, mă intrigă foarte mult acest subiect. Ar trebui să cunoaștem ce avem în jurul nostru. Și să începem de acasă, de aici, din țara noastră, pentru că, spuneai și tu, căutăm de fiecare dată experiențe, aventuri undeva peste hotare, călătorii de vis dincolo de frontierele Republicii Moldova și uităm să ne bucurăm de ce avem aici.